povestea celor trei copaci. De mult, cu mai bine de 20 de veacuri în urmă, pe vârful unui munte trăiau trei copaci tine. Erau vecini, nimeni nu știa cine-i servise acolo. În jurul lor, muntele era destul de stern. Copacii, prieteni, creșteau împreună și uneori, în nopțile liniștite, stăteau la taipați, visând la ceea ce aveau să devină atunci când vor fi mari. Își făceau planul de viitor. Primul copac privea mereu sus, la mulțimea de stele ce străluceau ca diamantele deasupra lui. Iubea atât de mult strălucirea lor, se simțea așa de important atunci când acestea își revărsau lumina peste coroana lui bogată. Mi-aș dori să fiu acoperit cu aur, umplu cu pietre prețioase, voi ajunge într-un palat. Și cine știe, poate într-o zi voi legăna un prinț, voi fi cel mai frumos cufăr din lume. Cel de-al doilea copac, privind jos la un râu ce-și urma zdrobiu drumul lui spre ocean, îi plăcea foarte mult râul. Își admira deseori frumusețea ramurilor oglindite în valurile lui limpezi ca și cristalul. Clipocitul lui jucăuș și înveselea tot ținutul. Câteodată intrau în vorbă și atunci râul îi povestea că undeva, în jos, la capătul lui, era oceanul cel nesfârșit, mișunând de vapoare și corăbii cu pânze. Eu vreau să fiu un vapor puternic, să merg pe ape mari și să port o linie de viteșie. Voi face tot în conjurul lumii, voi merge în multe războaie și de fiecare dată voi ieși biruitor. Voi fi cel mai puternic vapor din lume. Cel de-al treilea copac privi în vale unde, din zor și până seara, oamenii grăbiți și mereu ocupați lucrau într-un oraș aglomerat. Erau tot timpul atât de ocupați încât copacul nu-i vedea niciodată lăudând pe Dumnezeu și era trist din cauza asta. El știa că din exista Dumnezeu, cel care a creat pământul, stelele, luna și râurile și chiar pe oameni, dar ei nu se gândeau niciodată la asta. Nu aveau timp. Eu nu vreau să părăsesc acest munte. Eu vreau să rămân aici, să cresc înalt, atât de înalt încât atunci când oamenii se vor opri și se vor uita la mine, să-și îndrepte privirea spre cer ca să se gândească la Dumnezeu. Voi fi cel mai înalt copac din lume. Multe anotimpuri au trecut peste cei trei copaci. Aceștia au crescut mari și mereu se încurajau spunându-și unui celuilalt că într-o zi toate visele lor vor deveni realitate. Într-o dimineață, trei tăietori de lemne au urcat pe munte. Primii doi copaci se bucurau nespus. Acest copac este superb, are coaja moale și coroana bogată, va fi ușor de prelucrat, este chiar perfect. Atenție, trage! Copacul se gândea. Superb și cu siguranță vor fi puse comori. Asta este exact ce mi-am dorit. Acest copac este puternic, este exact ce căuta. Are lemn în duș, este destul de înalt, este perfect pentru mine. Fiecare copacul. Acum voi fi transformat într-un vapor puternic, voi colinda toate mările și toate oceanele, voi purta cu mine împărați și regi. Ce bine, în sfârșit, visul meu se va împlini. Cel de-al treilea copac început să tremure, la gândul că va fi și el tăiat. Când se apropie, tăietorul de lemne stătu drept și înalt, arătând spre cer, dar omul bine se simți să privească cerul. Pe mine nu mă interesează dacă acest copac este frumos sau puternic. Îmi este indiferent înălțimea sau bogăția coroanei, orice copac va fi bun pentru mine. Atenție, Gade! Ce s-a întâmplat? Am vrut să rămân pe munte și să îndrept spre Dumnezeu. Primul copac se bucura atunci când ajunge într-o tâmplărie.
Dar acest templar ocupa nu se gândea la cufere. În schimb, mâinile l-a transformat într-o iese pentru hrana animalelor. Frumosul copac de odinioară, cum a fost acoperit cu aur și umplut cu pietre prețioase, așa cum credea, și a fost acoperit cu fund, ca hrană pentru animale. Al venea copac gândit că tăietorul de lemne îl luă într-un șantier, unde se făceau bărci. Dar în acea zi nu se construiau rotoare puternice. În schimb, vigorosul copac de odinioară a fost prelucrat într-o simplă barcă de pescuit, prea mică și firavă ca să călătorească pe ocean. Barca a fost dusă pe un lac și în fiecare zi, oamenii aduceau cu ea pește mor și urât mirositor. Cel de-al treilea copac deveni complet confuz. Când tăietorul de lemne îl transformară niște bârle și le aruncară într-o magazie, prăpind și murdar în acel copac de odinioară. Început să plângă, încât gândul că visul lui de a face pe oameni să se gândească la Dumnezeu s-a spulberat pentru totdeauna. Multe zile și nopți au trecut, iar cei trei copaci aproape că uitaseră ce au visat odată. Într-o noapte, lumina strălucitoare a unei stele se revărsa puternic peste primul copac și acesta nu știa ce se întâmpla. Atunci când o tânără femeie își așeză nou născutul în iesea din grajdul animalelor. Iosif. Aș fi dorit atât de mult să pot să fac cum Maria. Iosif, nu fi trist aceasta, este neștiu de frumoasă. Și deodată, tot văzducul se umplu de îngeri cântând. Mai târziu, au venit și trei magi, care i-au adus dar prețioase troncului. Aur, smirnă și tămâie. În timp ce lumina stelei se revărsa, primul copac știu că visul lui se împlinise. Ținea cea mai prețioasă comoară din lume. Într-o seară, un călător obosit împreună cu prietenii săi se înghesuiră într-o barcă veche de pescuit. Obosit, călătorul a dormit în timp ce cel de-al doilea copac plutea liniștit pe lac. Curând se iscă o furtună, copacul tresări. Știa că nu avea suficientă putere să poarte atâția pasageri în siguranță pe vânt și prin ploaie, furtuna devenea tot mai puternică, vântul era tot mai tare iar. Valurile se izbeau în barcă tot mai des. Copacul abia dacă mai rezista talazului și se sperie la gândul că pasagerii îngroziți vor fi înghițiți de ape. Atunci călătorul se trezi. Se ridică în picioare, își întinse mâna și spuse: „Taci, fără gură!” Furtuna se potoli îndată, iar oamenii se întrebau mirați. Cine este acesta de la scurtăria și vânturile și mare? Și chiar în acel moment, cel de-al doilea copac știu că îl duce pe cel mai puternic împărat al tuturor timpurilor, pe împăratul cerului și al pământului, pe domnul domnilor și regele regilor. După dimineață, cel de-al treilea copac se sperie când bârlele sale fură ridicate din acea magazie uitată. Nu știa ce se întâmplă. Repede, făcură o cruce și mâini brutale îi puse pe spatele unui om firav. Acesta căzut sub greutatea lui, dar nenumărate bise îl sigură să înainteze printr-o mulțime furioasă și bătăcuritoare. Omul era plin de sânge, cu multe răni și nimănui nu-i păsa de el. De pe trupul lui și roaie de sânge se scurgeau pe lemnul murdar. Copacul era complet derutat. Cine oare ar putea fi omul acesta și ce rău să vârșise să stârnească atâta împotrivire și ură? Ajuns pe culmea unui munte, soldatii îi pironiră pe el mâinile și picioarele. Thank you.
trecea atât de crud, de urât și murdar. Apoi se făcu întuneric. În mijlocul zilei și tot pământul s-a zguduit. Trupul fără viață al necunoscutului fu coborât, dar copacul rămase acolo, pe culmea muntelui. Singur, confuz, între cer și pământ. Dar a treia zi mizori, copacul văzut în apropierea lui un înger coborând din cer. Nu știa cum să explice asta, dar parcă în jurul lui toată natura prinsese viață. Soarele și pământul întreg vibrau de bucurie. Curând îl zări în vale pe necunoscut, viu, înconjurat de toată slava cerului. Și atunci, abia atunci, cel de-al treilea copac a realizat că necunoscutul era însuși fiul lui Dumnezeu și înțelesese că dragostea lui nespus de mare schimbase totul. Primul copac deveni purtător de comori, al doilea puternic și de fiecare dată când oamenii priveau la cel de-al treilea copac, se gândeau la Dumnezeu. Thank you.